Cântă de o viață și marea i-a fost de fiecare dată muză. L-am întâlnit pe Florin Chilian la plajă, relaxat și dornic să ne povestească întâmplări spumoase din viața lui. Ce amintire aveți de la mare? Mamă, hai, între noi fie vorba. Dacă aveam amintiri de la mare, înseamnă că n-a meritat să fi fost la mare, nu? Și oricum ce se întâmplă la mare, rămâne la mare. Dacă apuci să-ți amintești lucruri de la... Cum a fost? Bă, nu știu, a fost atât de mișto că nu mi-amintesc nimic, știi? Dar altfel, în copilărie, îți dai seama, erau din aici lucruri, întâmplări de genul ăla, că veneam cu nașul, coboram pe la Fetești, ne urcam în garailaltă ca să ne depășească vagonul, stăteam prin corturi pe la, în tabăra de corturi de aceea de la Năvodari. N-am prea ajuns în copilărie mea, oricum am ajuns foarte târziu la mare. A fost cred că am fost odată pe la vreo 6 ani, ne-a adus un vecin sau ceva. Și după aceea în liceu am ajuns, când plecam cu derbedeii din clasă, din Basarab. După aceea ca viața, am venit, se întâmplau lucruri, dar istoriile de la mare sunt istorii de la mare. Aduce aminte de primul sărut pe malul mării? Nu, cred că băuse mult atunci. Cred că a profitat de mine, iubii, abar n-am. Nu, chiar nu. Prima dragoste la mare? A existat așa ceva? Nu înțeleg ce înțelegi tu din prima dragoste la mare. Întâmplată în mare, îndrăgostit la mare. Îndrăgostit la mare, da, îndrăgostitul ăla de adolescent. Nu mi-amintesc. Sau mi-amintesc, dar cred că ține de securitate națională și după aia trebuie să chemăm SRI-ul. Ai avut prima mașină și ai venit la mare? Aveam o mașină sport. Mașină nemțească spor la două uși. Toate femeile erau nebunite. Era mai cunoscută mașina decât mine în vamă. Dar în perioada în care în vamă nu erau decât două scaune de plastic. Și veneam cu niște oameni foarte dragi acolo. Mi se spunea tequila. Nu vrei să știi de ce? De ce? Ba da, vreau. Nu mai exista tequila nici măcar în vamă la Bulgari când ajungeam eu. Veneam, stăteam la vamă, o mașină germană sport la două uși. Cum vă plac vouă la gagici, ca să zic așa. Aspirator de femei. Da, da. Până când ajungeau să o vadă, că după aceea, nu știu de ce, erau ușor nemulțumite. De ce? Ce mașină era? Era Trabant, dragă. Jur. Păi... Nu cred așa. Ba, da. Și toate, știi cum sunt, dar ce mașină ai? Cum, mașină germană, spor la două uși. Când veneau să urce în mașină, nu știau cum să fugă la mama, că a sunat mama, că le-a luat foc frigiderul, că s-a terminat apa caldă. Cât ai ținut mașina? Cât ai avut Trabant? Foarte mult. Aveam un prieten și vecin acolo unde stau eu, care aveam permanență un motor nou și un bidon din acela de combustibil gata amestecat cu ulei pentru mine, că rămâneam în pana artistului întotdeauna. Ba ardeam motorul, ba rămâneam fără motorină. Iubi, cred că plecăm la turci împreună. M-am udat. Ai efectul ăsta asupra artiștilor, vezi?